Bună. Pe 25 aprilie anul 1940, în sudul cartierului Bronx din New York, Statele Unite ale Americii, într-o familie italiano-americană, se năștea Alfredo James Al Pacino. Este considerat a fi unul dintre cei mai talentați din istoria cinematografiei. Considerat unul dintre cei mai mari actori din întreaga istoria filmului, al Pacino s-a făcut remarcat în anii 70, devenind o figură reprezentativă a filmelor americane pe întregul Mapamond. Una din activitățile sale preferate din perioada copilăriei era de altfel să repete scene și să imite voci din filme. Plictisit și nemotivat, și-a găsit împlinirea în piesele jucate la școală, care piese au constituit primul pas în carieră. La începutul carierei sale, Pacino a trecut prin perioade de sărăcie și depresie, uneori fiind nevoit să împrumute bani de autobuz pentru a participa la audiții. A copilărit, se spune, cu bunicii dinspre mamă, părinții lui divorțând când avea doar 2 ani. În copilărie, spune el, era un fel de Huckleberry Finn de New York. Apoi a trebuit să se descurce de unul singur încă de la vârsta de 17 ani. A fost curier, a fost și vânzător de pantofi, vânzător ambulant de ziare, a cărat și mobilă chiar. Printre picături, era și actor, până când celebrul Charlie Lockton l-a convins că el este actor și atât. La fel de convins a fost și Coppola, care a avut mult de furcă cu producătorii pentru a-i determina să accepte un actor necunoscut în rolul lui Michael Corleone, și așa. A început drumul lui către celebritate. A luat Oscarul pentru rolul din Parfum de femeie și premiul Cecil B. DeMille pentru întreaga carieră. A fost votat al 37-lea pe lista celor mai mari staruri ale cinematografiei din toate timpurile de către Premier Magazine. Între cele mai recente pelicule în care a apărut se numără Paterno din 2018, Once Upon a Time in Hollywood în 2019 și The Irishman în același an 2019. Știai că Al Pacino a luat în considerare chiar schimbarea numelui de scenă în Sony Scott pentru a evita stereotipurile legate de numele său de familie tipic italian? pentru a apărea în nașul partea a treia, a solicitat un onorariu de 7 milioane de dolari. Francis Ford Coppola a fost atât de furios încât i-a promis că va rescrie scenariul filmului, cadrul de deschidere fiind în mormântarea personajului său, Michael Corleone. Ei bine, Al Pacino a acceptat în cele din urmă să joace pentru 5 milioane de dolari. Pentru o viață fără frică sau fără așteptări nedeplinite, Al Pacino spunea așa: În viață trebuie să știți trei lucruri: să nu rugați pe nimeni, să nu aveți încredere în nimeni și să nu așteptați nimic de la nimeni.